Sarcina toxică este denumirea populară a ceea ce în termeni medicali se numește hiperemesis gravidarum. Majoritatea gravidelor au grețuri matinale, însă până la 2% dintre ele pot avea o stare de greață severă, vărsături, scădere în greutate, deshidratare. Simptome ce pot să persiste toată sarcina, nu doar primul trimestru, așa cum se întâmplă în majoritatea grețurilor matinale. Cauza acestor manifestări nu se cunoaște. Se presupune că s-ar datora creșterii nivelului anumitor hormoni. Simptomele apar de la 4-6 săptămâni de sarcină, pot atinge un maxim în intervalul 9-13 săptămâni, după care manifestările scad în intensitate. Au fost identificați o serie de factori care cresc riscul de apariția unei sarcini toxice. Sarcina gemelară, obezitatea, prima sarcină, istoric familiar de hiperemesis. Sarcina toxică expune femeia gravidă la o serie de riscuri, ce sunt în principal legate de tulburările hidroelectrolitice care apar ca urmare a vărsăturilor repetate. Pierderea mai mare de 5% din greutatea corporală, deshidratarea, deficite de vitamina B1, B6 și B12, dezechilibrele metabolice, scăderea tensiunii arteriale, creșterea pulsului, stres atât fizic cât și emoțional, desfășurarea cu dificultăți a activităților zilnice sunt manifestări datorate vărsăturilor repetate. În cazuri severe, se ajunge la diminuarea diurezei, dureri de cap, confuzie, stări de leșin, nicter. Cazurile în care modificările alimentate și încercările de rehidratare orală nu au efect, necesită internare și tratament intravenos, refacerea echilibrului electrolitic, vitamine și antiemetice. În general, fătul nu este afectat de neplăcerile prin care trece mama, însă în formele severe, netratate, poate să crească riscul de naștere prematură și să aibă o greutate mai mică la naștere. Sarcina toxică este considerată o urgență prin modificările severe care pot să apară dacă este lăsată netratată și de aceea, pentru siguranța mamei și a fătului, este obligatoriu de a consulta de urgență medicul în cazul în care apar semnele deshidratării, puls crescut, tensiune mică, scăderea diurezei cefalee, fluidele nu sunt tolerate mai bine de 12 ore, apare senzația de amețeală și slăbiciune, apare sânge în vomă, apar dureri abdominale severe.